aici cu care am luat-o din spate. O pun, dragilor, aici, l-a crescut și totul este perfect. Nu am decât să vă zic că acesta e proiectul pe care l-am pornit, care vreau să vă spun, de la care aștept să am rezultate și să vă spun că vă aștept, dragilor, vă aștept cât de curând să veniți la mine și să vă dau lada asta plină cu albină, cu trei compartimente, cu măți schimb de liniștit, de matcă, cu o valoare în maxim două săptămâni de zile, trebuie să am mățile perecheate. Maxim două săptămâni, că nu mai durează. În primele 5-6 zile trebuie să se împerecheze după ce ecluzionează. Și acum, sigur, iau în calcul și vremea asta de ploi, dar observați că bocile sunt mai așteaptă. Ea încheie în a noua zi, până în a 15-a zi, mai avem 6 zile perioada asta de ploi, dar unele au început să ecluzioneze. Să sperăm că lucrurile merg într-o direcție bună. Vedeți? La terminarea salcâmului mă trezesc cu 3 în 1. Este pentru prima dată când, mă rog, de când mă tot gândesc, este pentru prima dată când am aplicat această tehnică ca să reușesc să am și, uitați, cât albină este aici. Acum când ecluzionează, eu am aici și rame cu puiet care ecluzionează. Asta se face în deasă de albină și va fi full de albină. Uitați-i, toată... Asta trebuie extins. Haide, vorbesc așa foarte repede, trebuie extins. Și luat tot asta, după ce am perecheat matca și pus într-unul, matca tânără se va duce foarte, foarte tare. Deci tu apicultor, care vei face chestia asta, până la tei mai avem o perioadă de timp, de o lună de zile și o lună și ceva. Ei, cu mărțile acestea și cu tot așa, te poți duce, mai ai doi biostupi lângă tine și te-ai dus încât te-ai dezvoltat foarte, foarte, foarte bine. Așadar, ce fac acum? Pun altul, las am fanta aceea, dacă lucrurile... Și nu m-am cules aici. Atunci catul le dau jos și am închis folia acolo. Din ce motiv? Ca să am controlul foarte sigur, să nu cumva să matcă, să se ducă sus. Numai în cazul în care cules am problemă. Noi, mierea care o avem în ramele de jos. Dar, dragilor, cu tot cu miere vi le dau. Numai să reușiți voi, că asta mă interesează. Foarte mulți îmi spuneau, și domnule, dar cum faceți așa? De care? Secretul este unul singur. Vreau să reușiți. Eu asta am ca obiectiv. Să reușiți. Mergem mai departe. Să vedem aici ce avem. Deci l-am luat la o margine. Ca să înțelegeți că sunt lucruri concrete pe care le facem. Și ce mă ocup acum? Să adun rezerva. Iată aici. Aici am pornit ce? Un biostup în care aducem, nu Gigi, ce aducem? Din cele care sunt cu două, eventual două, una o luăm și dăm drumul să se dezvolte. Și da. Vinem aici cu unul, în partea asta cu unul, aștept trei în câteva zile să umple de albine. Ia să-l vadă cât. Completăm, deci mergem foarte... Cele trei compartimente, ca să devină așa. Totdeauna lipim, dragilor, lipim de margine. Deci nu, împingem până în diafragmă. Da, totdeauna împingem până în diafragmă și băgăm mai și un hrănitor. Ca să avem jos aici, la margine. Da, eu l-am mutat. Eu n-am vrut să spun, am tăcut așa, dar înțeles că... Da, trebuie un hrănitor. Totdeauna facem așa ca să avem jos la margine hrănitorul și să putem să avem controlul continuu.
Așa, da, dragilor, acestea sunt lucrurile foarte... Hai să spun un lucru. Totdeauna, oricât teorie am folosit, oricât am... Dar, știi, prietenii noștri au ocazia, acum noi discutând concret cum trebuie făcut, au ocazia ca ei să facă perfect, nu? Și să înțeleagă care este mecanismul. Deci la acesta aici am venit. Și fiindcă el este... Hai să vedem. Să-i pun și un pic de sirop făcut așa. Este... N-are rană, n-are albine călătoare. N-are albine călătoare. Mai aveam niște rame cu mieri. Mai ții minte că nu rame, hrănitori. Aveam hrănitori cu mieri, dacă îl aduc. Nu, stai că filmem acum, lasă-l, pentru ăsta îl lăsăm așa. Punem un pic de sirop. De ce punem, dragilor? Pentru că vrem neapărat ca el să aibă sigur hrană. El are, în mod sigur, în cele 5 rame, are și hrană, că ai mutat cu totul tu. Sigur, da. Deci nu este unul care... a fost tras în spate și i-am pus foi acolo cum a făcut la celălalt. Deci nu mă frământă așa. Dar iată, dragilor, iată cum formăm, da? cum un biostup este, dragul meu Traian, tu când ai ajuns acasă, trebuia să iei pe ăla, cum erau toți trei, luai pe ăsta de aici, pe unul din ei, din cei din față, și pe celălalt din spate, că tu ai lăsat 3-4 zile din când se făcuse albina călătoare acolo, recunoaște tot, mergea prin trei guri, și tu pe amândoi îi luai, pe ăștia doi, adică să închipui că au fost populați, și îi luai și ai pus într-un alt biostup, stânga și dreapta. Tu așa mi-ai spus, stânga și dreapta îi puneai. Ei bine, este formidabil, pentru că îi dai drumul ăsta, complet, el extins, puteai să, în loc să pui ei pe toate cele 5 rame, ei numai 4 cu hrănitorul și 4 din partea asta altă. Din ce motiv 4 și 4? Pentru că vrei să ai 5 și cu 2 rame, 7 rame cu puiet. Cele 7 rame cu puiet, cu albine suficientă, să-ți permită să extinzi pe asta complet. Îi puneai încă 5 rame cu foi, 5 rame mergeau alternând repede, iar hrănitorul, 5 sau 6 rame, hrănitorul îl puneai în spate, fără diafragmă asta, și acum albina care discutai numai pe partea asta, știi, uitai, îmi cere o ramă, puteai aici să-i pui câte o ramă, pentru că toată albina călătoare care ai avut-o aici, avea să se întoarcă aici. Și în felul ăsta, deci așa trebuia Traian să te descurci și nu scăpai tu nici o familie spre roie. Că îl creșteai pe ăsta. Iar când ai ajuns destul, ai trecut matca în spate, ai pus grila, trece albina, e lucrarea aceea frumoasă făcută. Și acesta îl împingi spre varianta aceea de producerea bocilor. Deci tu, Traiane, asta trebuie să înțelegi, că tu mi-ai spus așa, că nu am stat acum de vorbă, și domnul profesor, știți bine că sunt începător, am foarte multe de învățat. Dar zic, băi, dar pe internet nu vezi atâtea lucruri? Da, dar știți că stau continuu pe internet și singura mea șansă asta este. Da, mă mai consult din când în când, vă supărați? Nu. Iată, acum îți dau răspunsul de concret. Mergem mai departe, să vedem la asta. Și cred că cu asta încheiem discuția, pentru că sper eu că v-am convins de toată povestea. Ne uităm aici, este foarte bine populat. Ce trebuie să urmăresc? Dacă acesta este cu hrană suficientă, că asta e problema mea. De aceea trebuie să-mi le dau și cu asta din față. Acesta este, hai, doamne, acum am dat seama, acesta este un biostup nou, dragilor. Deci în acesta am avut 3. Deci am avut 3, am luat noi 2, da. Da?
am extins, am făcut toată lucrarea, am împărțit în față, de unde ne dăm seama? De la ladă care este nouă și la câte rame am pus la crescut. Deci una, două, uitați-vă, trei, patru, cinci rame și au mai fost unele mai vechi, știi bine care le-am mai pus. Deci, dragilor, asta înseamnă extindere. Și în spate, iarăși, am mai pus încă două. Deci, ce facem? Încă o dată, iată concret, desfacem faptul că am adus hrănitorul în spate, este semn că diafragma de acolo fie este închisă, fie că o închidem acum. Dar tare sunt frământat de rezerva de hrană. Pentru că am această mare problemă acum. El crește, este în creștere. Ne uităm, dragilor, cum anume încearcă să-l închidă. Aici a încercat să dea drumul și la niște boci. Asta este lucru care pe mine mă încântă. Că eu nu trebuie să iau la vrăvuit întreaga familie, ci de aici primesc semnalul. Dacă începe să facă boci, înăuntru face și pe hramă, că îi place celul să... cum să spun, ceară naturală, totul e perfect. E un lucru care, pe care Albina îl preferă de 7 ori mai bine. Și nu uitați, nu uitați, nu uitați. De ce acele boci atât de frumoase? Pentru că ea își drămuiește lăptișorul de matcă încât să aibă performanță. Nu ca atunci când 70-80 de boci împrește cât poate el, sau sigur că și creșterea în sistem industrial cu este una, dar nu reușești tu să asiguri doica necesară, optimă, ca număr. Semnea, aici mă uit, am o ramă, Gigi, sunt foarte fericit, am o ramă plină, plină, plină. Deci am rezerva. Nu mai sunt în panică. Deci la acesta, singura chestie care o am este să văd dacă am închis totul. Și mergem mai departe. Deci, dragilor, nu cred că am făcut un film mai interesant în ultima perioadă ca ăsta. Da. Aici e ouă foarte bine matca. E bătut tot. Iarăși, pentru a câte oară să vă spun, că nicio celulă de trântor, numai celule de albinuț. Deci numai celule de albinuț. De ce? Pentru că stă de pază rama clăditoare, unde avem masculii acolo porniți. Și ea, atâta timp cât are unde, nu face investiția de prost gust. Albina nu investește aiurea. Pentru că fiecare celulă crescută înseamnă o investiție din partea ei. Și ce are ea nevoie? Știa cel mai bine. De ce are nevoie acum? Să crească albine. Și dacă să crească albine, trebuie să face spațiu. De aceea. Deci masculi, am destul de acolo pornit, destul mi-ajunge. Nu mă frământ mai mult. Nu vreau mai mult. Iată din nou, dragilor. Dacă n-am avut tot timpul rama clăditoare, când a fost crescută această ramă, ea a fost crescută și cu celulele de masculi. Pentru că ea a zis, am și nevoie de asta. Da? Ia uitați-vă. Deci, neapărat trebuie tot timpul să stai. N-are importanță, că foarte mulți spun, zici, domnule, numai pe timpul pomilor fructifer, dacă îmi pun, îmi crește bine. Dacă nu, zici, îmi strică. Da, așa este. Îți strică și face totul ferfeniță, pentru că ea are alt interes. Albina, alt interes are, să crească masculi. Și atunci spații pentru masculii trebuie. Iată, din nou o ramă frumoasă, bătută foarte frumos. Când ecluzionează aici, mă umple stupul de albină. Deci stau liniștit, am și rezervă de hrană. Înaintez pentru a ajunge... Unde? Să ajung la ramele acestea care sunt lângă grilă. Iată matca. Nu am nicio emoție. Dragilor,
știți, foarte mulți ați pățit-o. Au roit, au plecat mărcile într-o veselie. Și te lasă cu stupul gol. N-au spațiu, n-au, dar așa dacă tu le-ai strâns aici și le-ai sub control, din clipa asta le-am sub control. V-am spus, când le văd că au de gând să tragă boci, le iau câte o ramă, două, le pun în frațele ăștia, numai cu puiet căpăcit, scutur rama și duc acolo cu boierii. Deci așa trebuie făcut. Iar voi, care sunteți la început, stați atenți și urmăriți aceste lucruri, că nu am de gând decât să vă spun concret cum anume folosim biostupul. De aceea tot spun, dacă voi reuși să atenționez pe Ministrul Agriculturii să începem proiectul acesta, nu știu, factorii decizionali să vin la față. Ce să vin la față? Le trimite filmul acum. Au filmul. Concret, cum anume se poate întâmpla ca să fie folosit. Da, aici este arată, este închis totul. Numai un lucru mai am de făcut. Dragilor, nu trebuie să mai las din clipa asta animalul deschis, pentru că albina de aici, de acum, care știi ca de matcă, când trece dincolo și o găsește pe cealaltă care nu-i împerecheată, mi-o termină. Deci, vreau să arăt așa, ca să vadă toată lumea. Deci, ceea ce vorbesc eu trebuie arătat. Așadar, aici te uiți și spun că hanemanul trebuie închis. Apoi, acum când pun degetul, trebuie să arătăm chestia asta. Da? Ca să vadă toată lumea că într-o parte a fost închis, da? În partea asta a fost închis. Sau mai trece câte o albină? Da, mai trece câte o albină. Nu. Trebuie să închidem definitiv, dragilor. Pentru că albina din partea asta îmi creează probleme